Și un credincios poate să fie mititel, poate să fie un om fără carte, poate să fie un om, poate să fie mic în an, poate să fie un copil. Dar dacă arde în inima lui dragostea aceasta de Dumnezeu, dacă este ca o flacără de foc, el poate să folosească altora. Toată lumea îl proslăvește pe Billy Graham și eu am mare respect față de el, să spune că el a adus la Domnul 1 milion de suflete. Să spune că e cel mai mare câștigător de suflete pe care l-a avut lumea vreodată, Billy Graham. Mulțumim lui Dumnezeu pentru el. Dar cunosc pe un evanghelist care a făcut mai bine decât Billy Graham. Și nimeni nu știe numele. Numele lui era Mordecaham. Și Mordecaham a murit trist, spunându-și toată viața mea, eu am câștigat pentru Domnul numai un băiețaș de 12 ani. Atât a câștigat. Numele băiețașului ăluia a fost Billy Graham. Cine e mai mare? Billy Graham a adus 1 milion și el a adus pe Billy Graham, nu? Și fiecare, el e un mititel. El e un tufiș de spin, o nimica toată. Nimeni nu l-a considerat, nimeni nici nu știe. Cred că sunt singurul în toată America care îl pomenesc pe el. Nimeni nu știe de el, dar el a făcut să se găsească unul mare. Și fiecare din noi, fiecare din noi putem să fim folositori în această casă a lui Dumnezeu.